Îi găsim atunci când ajungem la fața locului, fie în picioare, cu casca scoasă, înjurând și vorbind urât și nervoși, da? Și plângându-și motorul. Așa. Fie o situație mai tristă, lați. Adică... Poftim? Când e mai grav. Cât e mai grav, da. Și aici, la categoria lați, intră două subcategorii, să le spunem. Doamne ferește, fie dezmembrați, că doar ați văzut atâtea cazuri, fie întregi, dar inconștienți, să le spunem, în primă fază, adică nu mișcă. Da? Ce ne interesează pe noi? Inconștient, inconștient, da? Dar și aici se împarte la fel, în două categorii, da? Pot fi inconștienți, adică au funcții vitale, dar nu răspund la stimuli, da? Și pot fi un stop cardiorespirator. Pentru lucrul ăsta, noi trebuie să ne dăm seama dacă respiră, în primul rând. Da? Adică ne apropiem de el și vedem că nu mișcă, nu strigăm la el, încercăm să îl stimulăm într-un fel, nu are nicio reacție. Da? Indiferent cum îl găsiți, trebuie întors cu fața în sus. Dar, cu mare grijă. Și aici trebuie să avem în vedere că ce e mai grav, v-am spus, în afara stopului, la un accident de motocicletă, care e considerat traumă, da? E leziunea la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Cred că știți foarte bine cât de importantă e acea zonă din coloană, acel segment. De ce? Știți sau nu știți? Pe acolo știți că trece măduva spinării, da? Centri nervoși. Și centri nervoși care controlează inclusiv respirația și inima. O secțiune, nu zic totală, o leziune cât de mică, să zic, la nivelul acestui segment al coloanei vertebrale cervicale, poate da leziuni irreversibile. Tetraplegie, cea mai gravă, adică nu mai mișcă mâinile, nu mai mișcă picioarele. Da? Un pic mai jos, la coloana lombară, la coloana dorsală sau toracală, poate da paraplegie, adică de la mijloc în jos nu se mai poate mișca. Și leziunile pot, enumerarea acestor leziuni poate continua. Vă spuneam că trebuie să vedem dacă respiră, da? Lucrul ăsta se poate face cu casca în cap, da? V-am spus, în orice poziție îl găsiți, trebuie neapărat întors cu fața în sus. Cu mare grijă, v-am zis, imobilizând capul. Pentru asta o să avem nevoie de o victimă, ca să facem o demonstrație și după aceea o să exersați și dumneavoastră. Dar îmi trebuie și mie o victimă cu cască. Cu casca în cap, evident. Cred că o să fie victima. Semnează victima. Bună să vă ajută, nu? Pe motor, fără gaz. Așa merge pe motor, fără gaz. Să vă cum vreți, deci poziția o alegeți. Alege cum cazi, ca zic așa. Și așa rămân, da? Da. Ok. Mai bine pe monitor, ca să și vizorul.
Dacă vreți, așa e foarte bine, dacă... E rezolvat problema. Da, e rezolvat foarte ușor. Pune-te și tu pe o parte, ești lovit, ești... Ok. Înjuri șoferul acum, nu? Nu, că e situația fericită. A, am înțeles. Deci nu înjuri șoferul. Vă apropiați de victimă, da? În momentul în care îl stimulați verbal, da? Vă și apropiați și prindeți, îi imobilizați capul, coloana cervicală, practic, da? Domnul, ce s-a întâmplat? Ce ați pățit? Mine prietenul să mă vreau. Da? Deci foarte frumos i-am prins mâna sub bărbie, da? Și coloana cervicală. Dar mai am nevoie de salvatori. Da? Pentru că eu, una singură, nu pot să-l întorc. Așa încât să nu-i provoc și alte... Îi ținem și cervicala sau ce întoarce? Poftim? Zic, să-l ținem și de ceapă și de cervicala să-și întoarce. Da? Mai ajută cineva? Haideți, oricum la un accident din atâția curioși că... Da, și nimeni n-a zis. Doar ce uite. Nu, nu. Prima mișcare este să-i tragă de cască. Da? Deci am să vă rog să stați nu, aici, lângă mine, da? Încă o persoană. Încă o persoană. Îi prindeți capul. Așa, exact așa, da? Și la comanda celui de la cap, de regulă, da? Îl întoarcem. Pe partea spre mine, da? Unde da, e mai ușor. Niciodată peste căile aeriene, da? Nu se rotește victima. Da? La comanda celui de la cap. La 3. 1, 2, 3. Da? Mă țin? Sau păi îl țineți. Îl țineți. Da? Bun. Din moment ce cu echipierul meu, să zic, da? Ține capul imobilizat. Desfac vizorul, da? Mă plec și văd dacă respiră. Da? Întrebare. Întoarcerea nu se face cu mine încrucișate pentru sincronizare? Se face cu mine încrucișate în situația în care sunt mai mulți salvatori. Da? Dar acum ați văzut, am strigat și nu prea s-a oferit niciunul. Dar să vă arăt și întoarcerea cu mâinile încrucișate. Da? Cineva imobilizează. Nu, la fel, cum ați imobilizat. Da? Mâna mea pe șold și pe umăr. Da? Mâna colegului meu pe genunchi și pe talie. În talie. Da? La fel, da? Deci mâinile sunt încrucișate. La comanda celui de la cap, da? Tot la 3. 1, 2. Aceasta este... Și cu ce mai strălucită decât cealaltă? Se întoarce în bloc, asta e ideea. Să nu... se întoarce victima în bloc, așa încât să nu rotim pe segmente. Dumneavoastră îi mențineți în continuare capul, eu mă plec, da? Ia una pe masă, hei! Uite, asta e, dă-i mi-e la nu e. Mickey Mouse? Mă plec și verific respirația, da? Ce trebuie să verific? În primul rând să văd dacă toracele expansionează, se ridică, da? În al doilea rând să simt la ureche, da? Suflul de aer, da? Și pe obraz și să-l și aud, da? În cazul în care nu respiră, se scoate casca, obligatoriu, da? Sau mai există o situație în cazul în care observ în cavitatea bucală, să zic, sau că îi curge sânge ceva din cavitatea bucală, da? Și în momentul acela se scoate casca. Dacă el e inconștient, în schimb, respiră, casca